Meci pe care ni l-am propus să nu-l pierdem în primul rând, pentru că veneam după acea victorie cu Oltenița și vroiam să confirmăm că n-a fost o întâmplare acel rezultat cu Oltenița. Pentru noi, de fapt, a fost startul acestui retur de campionat, pentru că în primele două etape am întâlnit echipele deosebite ale acestei serii și ne-a fost foarte greu ca să obținem rezultatul pe care îl doream. De data aceasta, prin rezultatul de astăzi, care este unul deosebit de valoros, prin faptul că am întâlnit o echipă din primele 5 locuri ale clasamentului și de care, bineînțeles, că era ca valoare peste noi. Dar prin pregătirea pe care am făcut-o în această vară și în această săptămână, special pentru această partidă, ne-am propus să nu pierdem meciul pentru ca să avem o șansă în continuare de a urca în clasament. Sper ca să fie doar un început aceste două meciuri, iar următoarele 4 meciuri care sunt să confirme ceea ce am realizat până acum. A fost un meci greu, dar am muncit foarte mult în această săptămână și cred că am meritat victoria. Fiecare și-a dat sufletul și ne bucurăm pentru această victorie. A fost un meci foarte greu, foarte disputat. Ne bucurăm că am la cele 3 puncte și mergem înainte să ne îndeplinim obiectivul, ceea ce la evitarea retrogradării.